După cum fusereți. Da? Așa zic coltenii. După cum fusereți, deștepți, că ați ales Gold FM și astăzi, ca să fiți deștepți în fiecare zi, Ion Spânu este alături de noi. Fuste și săptămâna trecută, dar este și acum. Ioane, ai un aer mai occidental, așa, ce să înțelegem? Da, am venit azi noapte din Bruxelles. Din Belgia, de fapt, am fost și la Bruges și vreau să declar aici și pe postul tău că după, din de ieri, cel mai frumos oraș din lume este Bruges. Vai de capul meu ce am văzut acolo. Nu credeam. Am mai văzut zone frumoase în multe orașe de pe planetă. Am vizitat Bruges, este senzațional. S-au turnat multe filme acolo numai pentru aspectul orașului. Da, multe filme mari au fost. E ceva de poveste acolo. Eu n-am crezut că există pe planetă, nu fusesem până acum la Bruges. Știam doar că e capitala ciocolatei, că este Veneția Belgiei și multe alte lucruri. Dar să văd așa ceva, deci un model, dacă aș putea, dacă eu aș fi acum, de mi-ar da cineva să fiu primarul unui loc pustiu, ce frumos sună, adică sună bine, vede, primarul unui loc pustiu, l-aș folosi să fac acolo ce e în Bruges. Vai de capăt, dar ce casă, ce clădiri, ce... Și mai ales lucrul ăsta care, acum că toți suntem în campanii electorale din astea pentru locale, nu există praf. Nu există praf, noțiunea de praf nu există. Acolo nu ai nevoie de pere, de pantofi, nu ai nevoie de nimic. Nu există praf, nu știu ce e cu el acolo. În sfârșit, frumos, a fost foarte frumos și am făcut și o vizită la Parlamentul European. Am și o declarație în exclusivitate, o să vezi că o să o punem și pe solid, da? Da. Foarte interesant. Foarte. Hai să dau în exclusivitate acum, da? Te rog, deci, gata. Claudiu Manda, la întrebarea mea, o să fie și video, la întrebarea mea, el spune, Dumnezeu, să nu vă imaginați că alianța asta PSD-PNL s-a făcut fără știrea celor de la Uniunea Europeană. Imediat mi s-a aprins becul și a spus, iată că avem o știre de la o conferință de presă la Parlamentul European, da? Iată că avem o știre. Deci, cine este, de la ce partid, cum îl cheamă, cine este cel partid sau alianța sau persoanele cu care s-a discutat, reține, înainte de a se face alianța PSD-PNL. Că asta e o știre importantă, de ce? Că înseamnă că și asta face parte tot din ceea ce noi știam, că se decide la Bruxelles tot. Ori nu știam, niciodată n-a apărut în presa din România această informație care mi se pare de importanță colosală, covârșitoare, că da. Alianța PSD-PNL a fost năștită chiar la Parlamentul European, de către grupurile respective PES și PP. Asta chiar că este o știre, cred că ești de acord cu mine și este confirmată de Uniunea Europeană. Nu, ea nu este confirmarea acestui fapt, este o știre, că noi am bănuit, am zis, domnule, cam așa s-o fi întâmplat, a zis Bruxelles, dar de fapt acum avem confirmarea. Exact, exact. A confirmat de asemenea aceeași chestie și domnul Mihai Tudose, care era la conferința de presă. Și deci, iată, avem deja această chestiune și explicația este foarte simplă, că în anul ăsta și anul viitor, NATO vrea să facă aici în România o bază militară, cea mai mare bază militară, și nu cred că e o știre bună, și au nevoie de această, așa zisă, stabilitate, că e cuvântul care o să ne facă viața un calvar. Stabilitate. În numele stabilității se va putea face orice. De asta zic, am venit de acolo de la Eu mă îndoiesc că vor reuși. L-am văzut pe Ion Cristoiu că e îndrăgostit de teza asta, după cum e îndrăgostit și de Gabriela Firea. Bagă jordeaua așa prin de gard, ce... Nu, e îndrăgostit de teza asta că noi o să stăm toți pe burtă că România va fi transformată în bază militară. Bogdan Comaroni a spus de acum 2 ani că România este o viitoare bază militară, dar România poate să fie o bază militară și fără PSD-PNL. Adică nu, eu nu văd, adică nu leg faptul că România va fi o bază militară cu PSD și cu PNL. Care e problema? Dacă ni se hotărăște viitorul, tu știi ce lipsește, Ioane? Nu lipsește decât compensațiile. Adică de ce, dacă vine președinte George Simion,
Crezi că nu vom fi o bază militară? Vom fi, dar va fi păi o diferență. Să nu. Păi sper să se opună. Stai, mă, Gospin, stai puțin, că noi privim baza militară ca pe chestie pozitivă. Eu nu privesc așa. Nimeni nu privește ca pe chestie pozitivă. Auzi, Germania s-a opus de 80 de ani să fie bază militară? De 80 de ani e bază militară. O, păi ce, Germania e o glumă față de ce se pregătește la noi. La noi se pregătește ceea ce a fost în Danemarca și danezii, știi ce au făcut? În Parlament au votat afară cu baza militară și acum au rămas clădirile pe care le-au ocupat drogății. După câți ani? După câți ani? Foarte repede au făcut-o. Foarte repede. N-au făcut-o repede. Cristiania, acolo s-a făcut. Iartă-mă un pic, că avem o întârziere. Cristiania, zona aceea liberă de droguri, s-a făcut pe fosta bază militară, pe asta în 1970. Îți dai seama? Da, stai, cred că acum ne-am revenit să ne spună Iuliana Pitaru Vlacicu, dacă ne-am revenit și dacă ne auzim bine. Sper să ne auzim, că dacă tu mă auzi în timp real, înseamnă că eu, suntem... Acum, dar suntem, era un mic delay acolo. A venit, a venit din spate. Problema nu este... NATO nu este organizație democratică și Statele Unite, până când nu vor cădea pe burtă, nu are nimeni cum să li se opună, nu li se opune Franța, Marea Britanie, nu o să se aleagă România. Dar marea diferență este că cineva trebuie să ceară compensații. Noi, și România este ideală, România este ideală că nu va cere compensații. În acest regim, lor le e frică, nu că nu va fi de acord George Simion, că nu o să aibă ce să facă. O să fie de acord, dar le e frică că George Simion va cere compensații. Va spune, dom'le, e în regulă. Dar compensațiile sunt în felul următor. Rezolvați treaba cu Roșia Montană, pentru că vrem să exploatăm aurul de acolo. Nu știu. Vrem petrolul nostru înapoi, pentru că dacă ne luați cu chestia asta cu bază militară a NATO, ca țară, noi avem nevoie de independență energetică. Și nu mai putem să lăsăm la OMV treburile astea, că așa se joacă, Ioane, jocul ăsta, cum se joace? Logic, e sigur că nu le e frică că pierd bani, nu că nu se va respecta în România, se va respecta. Păi asta e diferența între ceea ce înseamnă România și altă țară, chiar Polonia, de pildă. De ce? Pentru că a fi o bază militară înseamnă să accepti ideea că vei fi ținta unei viitoare conflagrații, principala țintă. Ne cumpărăm pe gratis dușmanii celor care instalează baza militară. Asta e o bază militară. Da, și orice vor fi ai noștri, noi vom fi ca Ucraina. Ca Ucraina vom fi. Nu avem nicio forță, nu avem nicio putere, nu mai avem petrol, nu mai avem telefonie, nu mai avem nimic. Din ceea ce înseamnă mijloacele obligatorii la dispoziția statului în cazul unei conflagrații. Noi nu știm acum, nu avem, n-are nimeni. Tot ce vorbesc, așa, analiștii, generalii, cum le zice domn Cristoiu, besencismul ăsta de la noi, nu ne asigură, ea nu sunt garanții, pentru că noi nu vom muri așa sfârșiați, câte o bucată la Calafat și câte una la Brașov, așa. Deci, într-adevăr, a avea o bază militară, cea mai mare bază militară și într-un război care se derulează, într-o posibilă conflagrație în care războiul va fi Rusia-America, păi n-a fost niciodată așa ceva. N-a fost niciodată așa ceva. Deci dimensiunea acestei confruntări, numai un nebun o poate lua așa ca și cum ar fi pe calculator. Nu, dimensiunea asta este teribilă. Gândiți-vă, stimați telespectatori, ascultători, gândiți-vă că în acest moment, în Ucraina, Rusia și-a luat cam ce a vrut și se joacă de șoarecele și pisica cu Volodymyr Zelensky. Atât. Dacă rușii ar vrea să declareze, în 24 de ore Ucraina nu mai există. Iar asta putea să fie de la începutul războiului, numai că a fost alta înțelegere subterană. Da. Normal, iar dacă ne luăm după mintea lui Macron și al lui Biden, sper să fie celelalte țări destul de lucide și să înțeleagă, dacă ne luăm după mintea Macron și al lui Biden, războiul poate să înceapă mâine între NATO și Rusia. Ori, noi credem că noi rezistăm sau ce, ne uităm la ei așa ca la teatru, stăm în loge și zicem, ia uite cum atacă ăla, ia uite cum atacă ăla, sau suntem de partea uneia sau altuia. Nu, va fi un război care va face așa să dispară, te uiți, ca în filmele cu Apocalipsa. Așa va fi. Păi, ceea ce a spus Putin acum și văd că, mă rog, văd că nu e subiect pentru presa românească, e numai așa, propagandă. Ceea ce a spus foarte simplu. Dacă va fi nevoie, vom ataca cu tot ce avem.
Ce e așa de greu de înțeles? Păi e normal, dacă NATO intră în conflictul direct și Rusia se simte amenințată, gata, n-are rost ce să mai face cu bazele militare. Ce să facem? De asta, ceea ce spui tu, trebuie reținut de toată lumea că dacă vrem să fim o bază militară cea mai mare, e nevoie de aceste compensații care înseamnă la un moment dat și strămutare de populație. Adică, cum adică, lași toată partea de est acolo, păi aia va fi rasă de pe spalața vântului. Iar Dobrogea nu va mai exista. Da? Și atunci trebuie să iei pe oamenii să-i protejezi la, în cază cu o zi înainte de a începe toată treaba asta, să-i scoți de acolo și să lași numai arme sau eu știu ce naiba se poate. Dar fără și într-adevăr două chestii măcar trebuie neapărat precizate. Dacă nu ai petrol în timp război, cu cine? Cum adică? Nu ai ăla bine să-ți le ție? Nu, își dă lui. Nu întâmplător ți-am vorbit despre aur și petrol. Astea sunt primele două lucruri pe care un președinte trebuie să le spună. Doamne, ne-a transformat în bază militară. Ok, vrem acces din nou la aurul nostru pentru ca să putem... imediat. Naționalizate, nu că... Pentru ca să putem să ne gardăm din punct de vedere al garanțiilor financiare și vrem independență energetică a noastră din nou. Ia spuneți-le la aia de la OMV să îndestuleze în altă parte. Pentru că e limpede că americanii țin pe ea în brațe, nu austriecii. De unde să aibă atâta putere? Și parte de energie electrică, hidrocentrale, pentru că ele devin obiective militare. Da? Ălea trebuie să aparțină statului nostru. Dacă vor să fie așa ca alt, dar mie, eu cel puțin, uite, fără să vrem, am insistăm pe un subiect care mi se pare extraordinar de important, e fundamental pentru poporul român, acum, când mai avem timp să mai discutăm ce vrem, că dacă nebunia nu se petrece așa, nu o să ne întrebe nimeni. Atunci se face, băi, suntem în război, așa rămâne. Nu uităm consecințele unui război în care să fim implicați, că asta înseamnă nu mai face alegeri, nu mai există priorități ale persoanei, doar a statului și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri care vin drept consecință. Și văd că nimeni, în afară de noi doi, acum văd că nu le discută nimeni în spațiu public. Vorbesc de cine, ușor, treburile pe care le discutăm noi încep să fie discutate și de către alții. Am început noi săptămâna aia cu Victoria Furtună, până la urmă au băgat-o mai mulți în seamă și au văzut-o, o femeie remarcabilă. Și dacă îmi dai o scurtă paranteză, că cred că e important pentru partidele suveraniste, dacă vor într-adevăr să justifice numele acesta, e cazul ca tot ce am discutat noi acum să devină principalul lor punct în ideologia partidului respectiv. Pentru că doar acestea pot, în condițiile de astăzi, și aur, poate și altele, că mai sunt niște formațiuni, dar în principal aur, că e cel mai bine cotat și în sondaje și ar putea avea un rol important, trebuie să-și definească clar poziția față de asta. Nu te poți opune, cum ziceai foarte bine și tu, dar condițiile să le stabilească, pentru că asta chiar e o chestiune de suveranitate. Asta, acum, ceea ce discutăm, e o chestiune de suveranitate. Iar în condițiile în care avem război stânga-dreapta, cred că nu mai e nevoie nici să demonstrăm că este o chestiune de suveranitate. Da. Am zis, s-a înregistrat, de obicei se marchează... Da, zi, Ioane. Mă bucur că în perioada asta, când n-am fost în țară, mi-ai dat dimineață. Mi-ai dat vestea aceasta extraordinară, că ai intrat deja în contact cu doamna judecător. Da, cu doamna procuror și am asigurat-o de sprijinul nostru în continuare, pentru că merge foarte greu. Ne-a mulțumit foarte mult și ție, în mod special și nouă, pentru că... Și m-am bucurat că doamna judecător, că vei la Baldacă, să te vezi singură. În Moldova, nu în România. În Moldova. În Moldova, unde au dispărut partidele peste noapte. În Moldova e foarte grea situația, doamne Furtună. În România ar mai fi fost cum ar fi. De asta eu m-am bucurat foarte mult că ai fost receptiv la mesajul doamnei și ai deja luat legătura cu dânsa și am văzut că sunt și câțiva din Moldova care se bucură că în România se vorbește despre, adică la noi, că în altă parte nimeni n-a, ai observat? La fost punctul de vedere al doamnei Gabriela Baltag, nici măcar în cazul ăla nu s-a gândit nimeni. Bravo doamnei judecător, am lăudat-o pe doamna Baltag. A fost... Deci n-a preluat nimeni, da, vezi ce interesant. N-a preluat nimeni ce zice doamna Baltag, de parcă n-ar fi... O să-l sun eu după amiază pe Ion Cristoiu să îl întreb, maestre,
S-a mirat Ion Spânu, domne, că n-ai preluat nimic. De la ce se întâmplă, maestre? Numai Gabi Firea e importantă că e blondă? Victoria Fortuna că e brunetă, nu e importantă de la Chișinău? Da, adică noi furat, am intrat și noi în jocul ăsta, din păcate. Noi așa, ca țară, ca presă, mă rog. Am intrat în jocul ăsta în care, vezi, doamne, cine e candidatul PSD, PNL, contează și nu contează, nici măcar nu e învingătorul. Adică, pe cuvânt, acum, dacă îmi dai voie să spui și eu trei cuvinte despre ce am văzut. Trecem la internet. Descrie-ne el și tu pe Cârstoiu ce ai văzut tu azi noapte când te-ai întors de la Bruxelles. Care-i părerea ta despre candidatul? Am văzut dimineață, că în rest, ieri n-am avut timp să mă uit la marile anunțuri, că am înțeles că pe toate televiziunile s-a stat numai cu camere de pe ei, tot timpul vorbeau, vai, ce extraordinar, ce glume face ăsta, cum îl cheamă, Cârstoiu, da? Și mai ales Ciolacu. Voi de capul meu, păi am văzut câteva fragmente, le-am zis, băi, oameni, bă, ăștia nu realizează că ăștia conduc țara. Au impresia că sunt aici la o cârciumă și sau în fața blocului, suntem la o șuietă. Păi așa vorbea Ciolacu ăla. Băi, că din fez, trăgea din fez, nu l-am tras de fez. Păi, să n-auzi o propoziție. De asta ce zice domnul Cristoiu acolo, e corect ce spune. A câștigat Firea, nu, că nu va fi candidat. A câștigat Firea în ce sens? Ea zicea, dacă eram eu, păi nu știți că eu vorbeam. Trebuie să n-ai o propoziție despre ce vrei să faci în București ăla. Și vreau să spun ceva, că n-am văzut pe nimeni să spună, să vorbească despre asta. Mie mi-a tras atenția ceva. Acest domn Cârstoiu, care este rudă cu Băsescu, că e fiind sau ce dacă e, i-a botezat fata lui Eba, da? Ai observat că seamănă extraordinar de mult cu Băsescu? I-a copiat gesturile. Asta nu a observat nimeni și asta e pentru mine un semn rău. Nu, eu l-am observat. Nu mi s-a părut, dar acum dacă mă gândesc, anumite chestii din fizică așa, seamănă. Da, și încearcă să fie așa hazliu ca Băsescu. Nu reușește că Băsescu e unic, n-are cum să fie nimeni ca el. Da? Dar pentru, eu cred că l-au pus pe Cârstoiu ca să, adică un sacrificat din ăsta, se duce înapoi la spital, ce dacă să fie, că și așa nu-l cunoaște nimeni, îl ține minte o lună, două acum. Pe urmă, uite, se duce acolo dacă și-a rupt piciorul. Spune-mi, te rog, cu expertiza pe care ai, că ai tot analizat la candidați în deceniile astea, ți se pare ceva dezagregat, instabil, slăbuț? Cum îl ai? Ca și candidat, nu ca om. Că nu știm, ca om, ca doctor, nu interesează. Într-o competiție atât de importantă, Ion. Este ca și cum l-ai luat pe Badea Vasile de pe stradă și l-ai duce primar în București, deși el nu știe unde e București. N-a fost niciodată acolo. Exact asta este. Pentru că Bucureștiul nu este o comună, și o comună. Acolo zici, mă, totul, sunt acolo 20 de case, 30 de case, dar Bucureștiul, pe Bucureștiul ar avea nevoie acum de o administrație europeană. Uite cum am văzut acum. Cosmin, știi ce am făcut în Belgia? În Bruxelles, e oraș mare, acolo sunt 200 de mii de oameni oficiali, aproape 200 de mii, dar acolo sunt 2 milioane de oameni în Bruxelles. Uite în Bruj, care e un oraș turistic, nu știu ce. Am întrebat niște oameni din Bruj de acolo. Cine este primarul dumneavoastră? Dumnezeu, abia dacă puteau să-i rostească numele. Nu interesa. De ce? Pentru că ăla făcea ca Bruj să mă facă pe mine că Brujul este cel mai frumos oraș din lume. Păi de ce să-l mai intereseze? Lasă-l, domne, acolo, că face bine ce face. Așa trebuie să fie primarul unui oraș, mai ales cum e București. Numai că el trebuie să vină acum, când ar începe mandatul. Iată proiectul meu pentru București. Cum să fac să nu mai fie implozie în București, să se construiască mereu un centru până când o să explodeze, pur și simplu. Cum să extinde Bucureștiul pe în următorii 10 ani, adică să-l ducem până la Pitești, dacă se poate, da? Să-l extindem, să facem un oraș modern, nou, acolo, și multe alte lucruri de administrație, că nu sunt eu primar. Dar n-am văzut la acest om, doctor ăsta din Pitești, că el e din Pitești, da? N-am văzut niciun proiect. Nimic. Asta mă face să cred că odată relația lui cu Traian Băsescu, bă, naș, eu sunt finul lui Băsescu, bă, fraților, păi e neam. Adică chiar așa ăștia de la PNL și PSD, numai de asta, ei trebuiau să fugă de spectrul lui Băsescu. Trebuiau să fugă de... Și ce au făcut? Și l-au luat și l-au băgat în sân. Și pe Iohannis. Ei acum sunt și cu Băsescu și cu Iohannis. Că pe ăsta Iohannis l-a impus pe Cârstoiu. Normal.
Normal. Dai seama. Băi, Oane, hai că intrăm acum pe listă și discutăm după aia chestia de la Craiova cu aurul. Că avem și lista asta. Da. Bă, cum să te duci în alegeri? PSD, PNL, partide la guvernare. Mai au și oameni serioși pe acolo, destui. Dar mulți, oameni care gândesc, mai întâlnești tu. Bă, dar cum să te duci tu în aceste alegeri cu omul lui Iohannis Ramona Chiriac pe primul loc pe listă la europarlamentare? Cu omul lui Iohannis la București, susținut în comun de PSD, PNL, acest Cătălin Cârstoiu, impus de Pahonțu, care mai vine și cu Băsescu la pachet. Mă, ce se întâmplă? Adică, ce e aici? Știi, experiența mea de la Bruxelles, să știi că am fost câteva zile pe care nu le-am pierdut numai așa să mă uit prin oraș pe acolo, nu. Și chiar am stat de vorbă și cu foarte mulți oameni din mai multe țări de pe acolo. Că m-a interesat un lucru. Ce vrea? Și crede-mă, dacă vrea cineva sau are ocazia să facă un drum pe acolo prin Parlamentul European, ca ziarici vorbesc, dom'le, ar fi bine să continui această chestie pe care eu am încercat să o încep acum. Adică să văd și eu ce vrea Uniunea Europeană, Parlamentul European, în perioada următoare. Nici nu trebuie să mă Cosmin Cuce cât de important este. Practic am înțeles acolo, la fața locului, din convorbirile pe care am avut cu oameni de acolo, da? Că de fapt, în perioada următoare, și așa se și explică ce s-a întâmplat în ultimii ani la noi, că din păcate nici politicienii nu ne-au prea spus, dar nici presa baie de capă ei nu a fost interesată de acest lucru. În perioada următoare, atât Uniunea Europeană, dar în concubinaj cu Statele Unite ale Americii, pregătesc această chestiune care, cuvântul cheie al perioadei următoare este stabilitate. În numele acestei chestiuni vor impune lucruri pe care nu ni le-am imaginat. Toate aceste lucruri, după părerea mea, duc la un conflict teribil pe care o să și descriu, o să vorbesc, poate o să scriu și o carte cu chestia asta, pentru că mi se pare foarte important și o să mă și documentez foarte serios pentru asta, stabilitate versus democrație. Deci se sacrifică democrația pentru așa zisa stabilitate. Stabilitate însemnând nu ceea ce spune dicționarul, ci ce zicem noi să se facă fără discuție imediat. Ca în armată, ordinul se execută, nu se discută. Ori în democrație știm că se discută. Asta mi se pare mie caracteristica următoare și să vă spun un lucru, nu vă vine să credeți, dar unul dintre cei care mi-au confirmat direct, adică e cel care, știți cum vorbește, Mihai Tudose, dom'le, omul este atât de direct, eu cred că în perioada următoare după emisiunea asta o să-l întrebe și ziariștii, că au de aflat știri de aici. Dom'le, asta spune deschis, da, dom'le, asta este, dom'le, că se impune, n-ai cum să faci altfel. Deci am stat de vorbă cu el, am și convorbirea cu el. O să le publicăm acum. Bine, mă, stai un pic, am înțeles. Se impune. Dar te întreb pe tine. Stai un pic. Da. Se impune. Dar cum să-ți impună Iohannis ție PSD ca partid? Ok, am înțeles. Bruxelles, da? Grupul politic. Bă, dar cum să te abuzezi de Iohannis în halul ăsta să-ți distrugă tot potențialul electoral? Uite ce face Elia Olguța Vasilescu la Craiova, că e candidata lui Iohannis. Păi, încă o dată, Iohannis va fi, Iohannis acum, mai târziu, vor ceilalți care vor veni după alegerile astea, ei vor fi purtători de cuvânt, adică Uniunea Europeană nu va impune, vine Ursula von der Leyen și zice, nu, prin acești oameni, tocmai de asta ei sunt importanți aici, vine Iohannis, ca și cum ar fi ideea ta, PNL, PSD, voi tipurile ați decis la ședința aia comună, știi cum au făcut când s-au întâlnit o două săptămâni, tipurile aleg candidatul și se duceau și mâncau sarmale și făceau, băi, că ceea ce nu decidem noi. Că asta s-a întâmplat acum. Chestia este că la București nu interesează să fie un job politic, asta e toată minunea. Și va câștiga probabil Nicu Șostan, da? Probabil că el va câștiga aceste alegeri, pentru că băi, ăla poate să vină, cum să spună, dar nu mă interesează. Eu nu sunt nici cu PNL, nici cu PSD, nici cu aia București, având un rol important în perioada următoare. Ori, acesta este Iohannis. Nu ne-am dat seama, am fost proști. Când l-am ales, a doua oară trebuia să știm. De asta era importantă și presa atunci n-a fost, asta e.
Da? Trebuie să ne spună, Iohannis, nu e periculos că stă prin excursii și se duce la Sibiu un weekend, cum am zis eu. Nu, nu, e periculos prin faptul că nu discută problemele în țară, alea pe care le știe de la Uniunea Europeană. Că asta este, vezi Cosmin Cuce, ai spus și tu de azi și Cristoiu la fel, domnul Cristoiu. Dom'le, el se ducea, nu da niciodată socoteală, la orice plecare, unde era, la Consiliul Europei, unde era, nu vorbea pe aeroport să spună mă duc să cer pentru România asta sau să rezolv pentru România, ci tăcea. Nu ne spune nici când se întorcea, da două declarații, două așa despre viața din, de la noi, de acolo, de la Bruxelles, da? Când era în țară se ducea de la Sibiu. Deci iată, aici a fost marea greșeală a poporului român, că nu trebuia să-l oblige. Nu, a reprezentanții până la poporul român. Păi și poporul e de vină. Până la poporul român îi avem pe tot cei din Parlament. Avem serviciile secrete. Da, avem da. Avem avocatul poporului care poate să spună, doamna Renate Weber, Romulus Soros, să-l oblige chiar. Să-l oblige chiar. Da, poate să-l oblige. Poate să spună, alo, domnul președinte, vedeți că am fost sesizați la avocatul poporului că nu vă faceți treaba, domnule. Ia veniți puțin să stăm de vorbă, că noi suntem avocatul poporului. Deci dacă suntem avocatul poporului, poporul se întreabă. Poporul, spânul, gușă, ăștia de la gol, se întreabă. Ce faci, domnule? Nimeni nu l-a tras la răspundere. De ce? Da. E frica propriilor dosare, greșeli. Ce mai departe? Hai să venim ce puțin este? La listă, eu te rog. Spun, uite, te rog. În câteva de da. Da, pe numai o secundă și cheia asta ca să treacă de ce insist. Dom'le, am observat disponibilitatea și a parlamentarilor, europarlamentarilor români. Da? Și a lor. Uite, eu nu mai știu cum îi cheamă și alta, vorbim mai puțin, dar cei doi contează foarte mult cu care am discutat în spațiu deschis, conferința de presă, da? Claudiu Manda și Tudose. Și Tudose. Dom'le, i-am văzut dispus să răspundă la întrebări. Eu am avut chiar aproape făcuse o emisiune acolo cu ei din întrebări și răspunsuri. Da? Ei aveau această disponibilitate să răspundă la întrebări. Și uite, poate vei reuși tu să faci o convorbire cu oricare dintre ei despre asta, să vezi că sunt dispus să răspundă la astea, la întrebările astea pe care noi până acum nu ni le-am pus. Eu cel puțin nu le-am pus. Care este pasul următor și următorii pași a Europei și ce rol va juca România? Pentru că ei au aceste informații. Uite, Claudiu Manda, acum am aflat și eu că nu mă interesa. Realmente, pe mine nu mă interesau europarlamentari. Deci sunt niște joburi acolo. Nu, nu e așa. Da? El este președintele Comisiei de Securitate a Europei. Da? Sigur, multe lucruri nu le poate spune, că sunt chestiuni poate secrete în Uniunea Europeană, da? Dar sunt multe pe care le poate și vrea să le spună dacă e întrebat. Dacă bă, înseamnă că l-au pus pe Manda acolo... Pentru că a fost în stare să îngroape dosarul lui Colda în România, mă, ăsta s-a arătat capabil. El audia pe Colda la Parlament și a zis, ăsta a fost capabil să-l protejeze pe Colda în România, ca secretizat dosarul lui Colda? Păi îl punem aici, domnule, că e bun la Bruxelles, Manda. Tu știi, trebuie întrebat. Vreau să avem timp, să mai avem timp până să discutăm toate subiectele. Ce la creier, românul Ion Spânu sau alții, dar românul Ion Spânu, să zicem, se duce la vot. Și, dom'le, dacă e de stânga Spânu ăsta, caută PSD-ul. Dacă e, să zicem că nu e suveranist, deși Ion Spânu al nostru din poveste e suveranist, dar nu contează. Dacă e de dreapta, ce, dom'le, să caut PNL-ul, da, găsește o listă comună. Aceeași. Unde pe lista comună nu e nici o social-democrată, nu e nici o liberală, este o persoană a lui Iohannis, Ramona Chiria, care a fost menajera părinților lui în Bavaria, de-aia a trimis-o acolo. Bun, ok. Mai și susține mișcarea LGBT. Ce face românul Spânu? Impune. Mișcarea. O impune, o teoretizează, bun. Zice, bă, eu cu asta nu prea-s de acord, dar mă duc în jos pe listă. Se duce în jos pe listă și găsește exact aceiași europarlamentari care niciunul n-a apărat interesele României în ultimii 4 ani de activitate, 5 ani de activitate. După aia găsește, să mă scuz de expresie, pe lingăii lui Iohannis. De la Rareș Bogdan, la Dan Motreanu, la Siegfried Mureșan, bă, un dezastru. Deci,
Asta este lista. Ioane, spune-ne din postura, spânul, nu tu spânul, un spânul, social-democrat sau liberal, sau, să vedem, bă, cum reacționează în fața acestei liste? Ce face el? Păi foarte simplu, că așa voi reacționa și eu. Că sunt, așa structura mea e liberală, dar nu cu ăștia, că nu mă mai recunosc acum. Da. Mă rog, dar ideea este așa. Ai făcut o radiografie a listei acesteia. Vrei de stânga, te duci pe o listă. Vrei de dreapta, te duci pe aceeași listă. Prima da. Concluzie o tragi? Prima concluzie o tragi? Ce? Chescă sisa? Ce avem noi aici? Vorba lui Dan Rădulescu, nu? Ce avem da, da. Noi aici? Da. Păi da. Păi, și atunci zici primul lucru pe care îl va zice alegătorul. De asta, o paranteză scurtă, când am zis că alegerile pe europarlamentare, în mod logic, vor fi câștigate de aur, la asta mă refeream. Pentru că oamenii vor zice, bă, deci în partea stângă mă duc cu vot pe asta, în partea dreaptă tot pe asta, să văd și eu ce e pe cealaltă. Logic, așa trebuie să zică, în afară de activiști, de propagandiștilor, da? Electoratul dur al lor va vota și cu aia și pe aia. Bun. Dar omul ăla care decide că ce anul ăsta alegerilor parlamentare chiar vor fi decise de vot. Omul ăla va zice să văd și eu pe ce e pe cealaltă. Și dacă te duci pe lista aur, am spus-o și la poate de terminante de a pleca în Bruxelles, în Belgia, am spus exact acel lucru. Că la un moment dat unul dintre participanții la dezbaterea ce era acolo zice cine dume aur, până nu dai seama ce listă de candidat dume, că au niște oameni de n-auzi nimeni de ei. Și am intervenit atunci, nici nu știe aur, ca să nu se creadă că acum fac propaganda aur. Aur da, nici da. Nu știe ce am făcut la emisiune acolo. Și am zis, stați așa, ia să le punem noi, exact ce m-ai invitat acum să fac. Ia să da. Punem noi față în față listele. Și ce am văzut? Că după Chiriacă, care este propagandista LGBT, da? Și cu toate celelalte, și ea de fapt era ambasadoarea Uniunii Europene în România, nu a României la Uniunea Europeană. Nu! Ea era omul Ursula Andă, Ursula von der Leyen, care trebuia să-i transmită mesajul lui Iohannis. Vezi că a zis Ursula să dăm și insula Marea Băilei, zic așa și eu. Da? E, și ce vede pe lista aur? Pe lista aur îl vede pe Gheorghe Piperea. Păi să mă scuze lumea, dar Gheorghe Piperea în rândul populației are o imagine extraordinar de bună. Dar cum e la aur? Dar el avea o imagine bună de înainte. E și colegul meu de la Cotidianu. Și colegul meu de la Cotidianu, unde a susținut totdeauna interesele oamenilor în raporturile cu băncile, cu ăsta, știm foarte bine ce a făcut Gheorghe Piperea, da? Și avocat de excepție. Bun. Și i-am întrebat, băi, dar voi n-ați auzit de prințul Sturza? Păi ce legătură are? Păi foarte simplu, îl găsiți pe lista aur la europarlamentare. Și a fost diplomat 20 de ani al României, diplomat. Deci ținea partea României în raporturile cu Uniunea Europeană, da? Și cu structurile internaționale, mai ales americane pe acolo. Bun. Pe de asta n-ați auzit de nepotul prințului Sturza? E și el, prințul Sturza acum, dar e vine în descendența neamului domnitorului Sturza. Ce naiba? Nu, chiar așa, am înțeles că la istorie nu învățăm decât istoria evreilor sau a Israelului sau a Holocaustului sau ce dracu mai învățăm, mai învață copiii. Bă, dar istoria României, vedeți de ce e importantă? Că ați fi aflat că la un moment dat țara asta a fost condusă de prințul Sturza. Și l-aveți acum pe unul din descendenți, un om, l-am cunoscut, a fost la Creva, acum o săptămână ceva. Ne-ai spus săptămâna trecută, ne-ai povestit despre el. Da, un om senzațional, l-am descoperit și eu, l-am prezentat și eu cum am putut, cum am priceput, da? Un om extraordinar. Și tot așa, ori în această alegere, să zic așa, dumne, poporul va decide. Și eu cred că va decide pe lista aceasta a oamenilor ăsta de care vorbesc. Pentru că are special altă, într-adevăr, la PSD, pe uite, rămâne Claudiu Manda, Mihai Tudose și ce mai fi mai departe, plus cei pe care îi vrea Voiculescu, că am înțeles nu că... Nu, de ăștia slab, Dragoș Benea, da, Voiculescu joacă la dublu cu Maria Grappini, să joace și colo și colo. Păi da, dar stai puțin, că le-am pus întrebarea celor doi PSD-iști acum la Bruxelles și uite, dau un exclusivitate, da? Deci, da. Am zis, câți europarlamentari aveți acum cei de la PSD? 10. Bun, să presupunem că 10 veți lua, deși e puțin probabil că veți mai lua 10. Că a mai intervenit un partid acolo care ia din ele măcar, da? 10. Păi, dacă între voi, PNL-PSD, de sine PSD avea 10, da? Că PNL a câștigat alegerile europarlamentare acum 4 sau 5 ani când au fost. Da.
nu se uite asta, dar PNL nu mai are. Ălea vor fi locuri pentru alte partide. Și atunci zic așa, facem calcul, fii atent, Cosmin Guse, facem un calcul în direct, să vezi că se vor speria acum PSD-iștii. Deci, din 10, practic acolo, fiind la paritate, că ei nu par după procent, bă, noi avem 40, voi aveți 10, nu, nu, la paritate. Primul este la ăia, al doilea de la al treilea, la 1 la 1, dar până la un moment dat când încep 2 la 2, dar ăla nu mai contează că nu sunt locuri eligibile. Păi dacă din 10 voi aveți 5 pentru PNL, 5 pentru PSD, dar numai PSD cedează 3 pentru Voiculescu, că de asta nu s-au înțeles și cu Piedone și cu ăștia. Pentru că trebuia să dea, așa o promis, că dau 3 la partidul Voiculescu, între care o trimis pe Sabina Iosub. Băi fraților, stați un pic, Sabina Iosub era un reporter lingă. La Parlamentul European și cu cei mici. Slăbuță, eu n-aș fi angajat-o, spre exemplu. Slăbuță, da, rău. Odată n-a pus o întrebare fundamentală, o întrebare. Ești acolo și nu pui pe ce? Ea făcea numai interviuri de complezență cu europarlamentari din lume. Și pentru că era acolo, au zis, bă, asta e bună să o trimitem acolo, că știe engleză și vorbește cu ei, îi cunoaște pe ea. Păi așa se face? O trimiți reporter delegat al televiziunii române sau deci, acolo? Dar tu zici că, de fapt, Dan Voiculescu își continuă jocul la șantaj ca să-și impună oameni pe listă la europarlamentari. Stai să vedem. Rămân 5 la PSD. 3 să-i dea lui Antena 2. 3. Hai, îi dă 2. Ei, de doi, bine, și rămân 3 pentru ei. Păi ei, deci, față de 10 cât aveau, rămân cu 2. Hai, serios, gândește-te. Hai să ne mutăm în partea elaltă, te rog, că vreau neapărat să aflu părerea ta. Ok, pe Ramona Chirea, că am discutat-o săptămâna trecută, o mai discutăm. Mă, dar ce o să zică românii când apare din nou Rareș Bogdan în fața lor? Nimic nu o să zică, nu, nimic. Nimic, le place Rareș Bogdan, le place. Da? Da, când începe să spună, domnule, care crezi că e județul în care sunteți cei mai buni? Păi avem la Brașov pe Popescu, la ăla pe nivel, în circuit, toată țara așa, și i-a păcălit. Iar lor le place asta. Am vorbit cu oameni și zic, da, că e bun, Rareș Bogdan, domnule, tare, e bine, cu trosif. Deci, Rareș Bogdan, la casă, de asta, știi ce? Am auzit așa din sursele mele că Partidul Național Liberal ar fi vrut să fie Rareș Bogdan. Și el a zis, îmi pare rău, nu? Altă dată, acum 4 ani, înțeleptești că vrea? Și nu a vrut, n-a vrut partidul? Ar fi vrut să-l ia pe Rareș Bogdan. Numai că el s-a obișnuit la Bruxelles. E bine la Bruxelles. Chiar e bine. Condiții, n-ai treabă, nu dai socoteală nimănui, nu? Îți aduci toți prietenii acolo, nu e problemă. Deci, și acum vor să-l folosească. Fii atent, Rareș Bogdan practic va conduce campania electorală a lui Cristoiu. Aoleu, Cosmin Guse, dacă era la Cluj, dacă erau alegeri pentru Cluj, mai înțelegeam. Dacă Rareș conduce, ia bătaie rău. Rareș conduce, da, el este coordonator. Okay. Ioane, hai să venim la evenimentul. Da, să... Concluzia, venim la evenimentul la Preoa. Dom'le, aveau așa variantele pe care le avea PSD-ul, zicem, dar putea să fie, din Muncest în Comun putea să ia. Au pe Gabriela Firea, să sperie celălalt așa, era tare candidată. Dacă, știi că singura chestiune le zicea, liberalii nu votează pe Firea. Păi dacă îi dai ordine liberali, votează și liberalii, că era puterea în Comun. Nu, bă, aveau bani, aveau fonduri, nu s-a vrut. Deci Gabriela Firea, ai dat-o la o parte. Ea avea șanse mari să câștige, mai ales în Pătrăunii cu Șodan. Burdujean n-a nicio șansă, că ăla venea cu bancoșul lui Tasso în spate și îl terminau ăștia până la lege, da? Aia l-a avut pe Piedone. Surpriză! Mie nu-mi place de Piedone, populist, așa cum e, dar eu vorbesc acum cum văd oamenii. Îl vedeau prin piețe, venea, bă, na, directore, vină cu acea că s-a stricat o piatră aici, vină noi să o reparăm. Oamenilor cred că le-a fi plăcut chestia asta. Păi din toate variantele posibile, păi te oprești la Cârstoiu, care e o perioadă, e un om așa de șters. Eu când îl văd pe Băsescu, pe cuvântul meu, eu cred că adevăratul șef de campanie electorală lui Cârstoiu va fi Traian Băsescu. Îl învață, îl ia la o mânuiscă acolo și îl învață ce să zică, ce să facă. Ai văzut că a recunoscut ieri, că am văzut pasajul. Am văzut pasajul. Am zis toți, Cârstoiu e de locul 3 cu tot PSD-ul și PNL-ul. 3? Nu, da. 3. E mult, e mult. Dacă e 3, deja a câștigat foarte mult. Nu, este pe ultimul loc. Pe ultimul este omul cel mai puțin. Cel mai puțin. Poate că vin activiști și încerc să scoată, cum au scos-o pe Viorica Dăncilă, da, pe 2. Îmi pare rău, el pierde din start. Ți amintești cine e candidatul? Eu nu știu că nu sunt din București. La cine? Cine e candidatul AUR? Da, e un om, l-am cunoscut.
întâmplător. Așa? E din administrație. E din administrație, da. Este, are niște băieți cu care va veni acum. Este din administrație, nu din orice administrație. A fost director în cea mai performantă administrație a lui, ăsta de la sectorul 4, al Daniel Băluță. El a fost unul din directorii administrativi. Pare de tot bine, am văzut niște obiective care îi se, se datorează acestea. Omul a făcut treabă, este singurul, da, să vedem cum o să evolueze. Asta e altă discuție, face să te rog eu încă 5. Vreau încă 5 minute să ne spui despre ce s-a întâmplat la Craiova, pentru că noi am văzut știrile. Da. Numai ca să facem un prolog așa la ce s-ar putea întâmpla în această campanie electorală, pentru că a fost un pericol, din cât am auzit, de degenerare către conflicte fizice ieri cu ocazia vizitei lui George Simion la Craiova. Am o rugăminte, dacă vrei, te rog, că acum este în regulă și cu clipul ăla. Cu filmul. Un minut. Da. Iuliana, hai să auzim ce s-a discutat acolo. Ca să fie clar. E un film realizat de Gabriela Călinoiu, nu este din alte surse, e chiar film realizat de noi, prin Gabriela Călinoiu care a fost acolo. Surse proprii. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Disperarea, Raul! Ia! Ia uitați! Bă, George Simion! Autorizațiile de construire nu se cer aici, Marian! Domnul Simion! Pleacă de aici! Iepurile, tu ești trimis de Orguța! Dar tu de ce ai venit să-mi dai banii înapoi? Ai venit să-mi dai înapoi banii de amăgat în sânciul tău? Ai venit! Ia uite ce spun oamenii! Privește! Privește! Privește ce spun oamenii! Sclavul Orguței să plece de aici, viceprimarul! Să-mi dai banii înapoi de amăgat în sânciul tău! Ai adus candidatul! Da. Deci, avem, ca să explic eu și după aia ne dai tu detalii, avem un viceprimar al Olguța Vasilescu, despre care se zice că este PNL, dar a plecat sau n-a plecat, nu ăsta e ăla care a plecat. Mai e unul care a plecat la Șoșoacă. Ăsta este. Ăsta e. A fost la PNL și a plecat la Șoșoacă. Nu. Hai să spunem că e mai. Adică acest Răzvan Diaconu, pe care îl cunosc foarte bine, că e prieten cu mine. Ăsta este viceprimar, nu al Olguței, greșit. Al PNL, viceprimar PNL, pentru că la Craiova nu s-a făcut alianța PSD-PNL. Uh-huh. Nu există, nu? El este viceprimar PNL. PNL obținut un scor bun, a avut postul de viceprimar. Acest Răzvan Diaconu, acum 2 luni de zile, era candidatul AUR la primărie. Când am atrăgeat eu atenția la tine în emisiune, că e o mare greșeală pe care o face George Simion, dacă îl ia pe acest Răzvan Diaconu. Asta spuneam acum o lună și ceva la tine. Da, țin minte și nu l-a luat. A ținut cont. Probabil că a ținut cont și l-a dat afară, nu la o manifestație în București, în fața Parlamentului. George Simion a ieșit și a spus, tu pleacă, nu mai ești la noi. Scurt, gata, deși veni să participe la o manifestație AUR. Bun, acum, el împreună cu unul, celălalt pe care l-ați văzut, e un fost revoluționar, sau nu știu, revoluționar, din ăsta, așa, cu diplomă, cu asta, nu-l cunosc eu foarte bine, dar știu destule lucruri. Unul Vava Claudiu Ștefan. Acolo care arăta foarte rău, era unul de la așa mai zic eu. Ăsta e, ăsta, cât de asta vreau. Da, aici dăm știri exacte, nu ne jucăm, nu? Îl cheamă Vava Claudiu Ștefan, da? Și care e scandalul de profesie, l-a luat viceprimarul, că e viceprimar în funcție, să ne înțelegem. Da? Nu este fost, e viceprimar. L-a luat cu el împreună cu alți câțiva și Gabriela Călinoiu, că doar o știi pe Gabriela deja, Gabriela Călinoiu s-a dus pe la ăia care protestau pe acolo. Și ce a aflat? Se duce la unul, dumneavoastră din partea cui sunteți? Ce vreți de fapt aici? Și el zice, nu știu doamnă, noi suntem cu Răzvan Diaconu. Deci erau oameni atunci de viceprimarul ăsta, fără să știe, băi, să noi suntem dintr-un partid de undeva, nu numele lui Șoșoacă, n-a vorbit în numele Șoșoacă, ci el avea un război cu
George Simion, care îl dăduse afară din partid. De ce precizez lucrurile astea? Pentru că în momentul ăla al meetingului, noi ne uitam pe tabletă să vedem ce este acolo, că era transmis în direct, în momentul ăla, cu cine crezi că eram eu atunci, beam o cafea acolo? Chiar cu Olguța Vasilescu. La Bruxelles. La Bruxelles, da? Da. Care venise într-adevăr acolo, avea, și avea, are o chestie cu apa, o conducte foarte importantă. Numai cu asta câștige alegerile în Dolci, în 5 localități, deci, până la tu apa ești, de la Izvana. Tu ești un martor al nostru care poate să spună, domne, din analiza mea lui Ion Spânu, Lia Olguța Vasilescu n-a fost implicată. Păi am întrebat-o, Olguța, e ceva implicată administrația? Măi, cum să fac eu așa ceva? Aveam eu vreun interes? Eu nu mă sperii de aur. Nu mă sperii de aur, că n-am de ce. Ia aici probabil vă câștiga legea, dar e treaba alegătorilor. Eu nu mă tem de eu, asta, dacă eu aș fi organizat-o, era împotriva mea. Că ziceau oamenii, mă tem de aur. Nu e adevărat. Asta e organizată de acest Răzvan Diaconu, care acum este în partidul Diana Șoșoacă. Păi hai să precizăm lucrurile așa, că eu sunt în Craiova, nu îmi place chestia asta. Și Cosmin, mă știi foarte bine, în multe alte lucruri, poate chiar am fost pe poziții diferite, dom'le, eu chiar țin, la lucrurile astea de adevăr, da? Deci că îți place ăla, că nu îți place, mă, ai întâi să vorbim adevăr și pe urmă vedem ce susținem. Deci, această poveste este făcută de Răzvan Diaconu în nume personal și a adunat o gașcă acolo ca să-l bruieze pe George Simion, căruia s-a auzit și pe film, cred, s-a auzit foarte bine când, da. George, să-mi dai banii înapoi pe care i-am băgat eu în sediul tău. Dacă e o chestie de bani, să-i dai George banii înapoi, dar ceea ce a făcut Răzvan Diaconu îl descalifică total, mai ales venind și cu acest baba. Deci, și această chestie, de ce precizez asta? Dumnezeu, iarăși se vorbește că la Craiova ar fi vorba de o junglă din asta, mai ales în politică. Nu e adevărat. Nu e adevărat, chiar n-a fost. Uite, și dacă vreți să dau din casă acum câteva chestii importante, sediul ăla frumos despre care am vorbit eu aici la Gold FM, mai ții minte când am arătat ăla? Da, l-am pus pe ecran, nu mai ții minte? Ăla a fost dat când George Simion a rugat-o pe Olguța Vasilescu și Olguța Vasilescu a fost de acord. Că ăla era al primăriei spațiul. Vezi? Deci lucrurile astea de asta nu se pun la pentru că așa se bate, că și George a făcut greșeală acolo, că ce zici, primarul Olguța. Cum naiba? Că nu e așa. De asta îmi place să fie corect, pentru că asta vine o campanie electorală dură. Asta înseamnă, asta ne-a explicat, e foarte bine, dar asta nu înseamnă, conform prognozei mele, că treburile nu vor degenera în campanie, pentru că e prea mare disperare. Eu cred că nu. De asta spun. Poate nu la Craiova, dar la alte părți e că vor degenera. În alte părți, da. Păi de asta le și prezic că nu-mi convine ca la mine, la Craiova, să fie scandal din ăsta, cu bâte, cu ăsta. Hai să fim serioși. Caragiale vorbea despre scandalul ăsta la Proiești, nu la Craiova. Pentru că e foarte periculos pentru comunitate, pentru proiecte, pentru tot ce vrei. Aici, din fericire, zic, din fericire, cunosc foarte bine că noi transmitem în direct ședințele Consiliului Local, Județean, deci am posibilitatea să urmăresc ce proiecte au, ce fac. Chiar merg lucrurile aici. Iar tu ai fost în Craiova, cred că ți-a plăcut orașul Craiova cum arată. Absolut. Da. Ei, și vine Răzvan Diaconu acum să spună, bă, ți-ai că am dat bani la Sergiu și eu acum vin de la Șoșoacă. Deci asta e o chestie care, dacă doamna Șoșoacă, eu cred că nu. Deci încă o dată, din informațiile mele, nu. N-are nicio legătură doamna Șoșoacă. Dar dacă se dedau la așa ceva, ei se vor compromite și mie îmi pare rău și de ei. Nu așa se face politică. Eu sunt de partea oricărui protestatar, știi bine care e, dacă unul e pe o cutie de legume, eu sunt de partea lui de principiu. Pe urmă, dacă susțin niște prostii, nu mai, pe ce, eu mă duc cu tine să-ți recuperez banii de la George Simion? Nu merge chiar așa. Deci aici, George Simion ar trebui foarte bine să înțeleagă, aici, după părerea mea, deci acum, dacă vrei așa, că ai văzut meeting-ul ăsta, părerea mea. Craiova, ca să meargă mai departe, Olguța nu-i de ea, i-am zis, măi Olguța, dar de ce, doamna primar, nu-i, acum zic așa Olguța, doamna primar, dar de ce este imposibilă alianța, am mai vorbit, știi că ți-am dat aici în exclusivitate de la ei, de ce nu e posibilă o alianță PSD-AUR la Craiova pentru proiecte, pentru asta? Și știi care e răspunsul? Pentru că la centru s-a decis că suntem cu PNL. Păi iartă-mă, dar eu cred că acum îți dau, tocmai ți-am dat o știre, că această alianță PSD-PNL devine toxică pentru că împiedică acțiunile democratice, relații democratice între partide. Și atunci iar vin la partea cu ce vrea Uniunea Europeană,
Dacă se distruge această chestie, brumă de democrație, în care partidele libere pot să decidă alianțele lor, atunci noi suntem în pericol pentru perioada următoare din cauza slugărniciei și a felului acesta îngenuit de a discuta acest lucru. Alegem alți politicieni, concluzia lui Ion Spânu, prieten pentru voi, să nu mai alegem slugi, să alegem politicieni care ne reprezintă. Mulțumim mult, Ioane, pentru săptămâna asta. Le promitem o surpriză pentru săptămâna viitoare fanilor noștri, joi, un interviu special, nu vă spunem încă despre ce este vorba, dar va fi special. Avem o dedicație de la Alin Stanciu, prietenul nostru din Clubul de Gândire Gol, diasporeanu, cu suflet de patriot român care suferă, e bolnav în perioada asta, să-i dea Dumnezeu sănătate, să facă bine. Fiului meu, Florin Paul Carmen, dedicație și pentru toți goldiștii, dar și pentru fiul lui de la Alin Stanciu, care este suferind. Îi dorim putere și credință. Să fiți iubiți, prieteni!